Elevii lui Laszlo Balint au o șansă uriașă în turul 3 preliminar, chiar dacă nu au fost cap de serie. Vor să tranșeze meciul chiar din partida tur, cu toate că forma fizică a albanezilor, atmosfera de pe stadion și căldura mare pot fi adversari puternici pentru alte. Noi trebuie să compensăm toată, toate aceste, să spunem, avantaje ale adversarului prin Printr-o stare de spirit bună, prin atitudine bună, prin motivație, prin determinare va trebui să fim mult mai bine organizați decât uh, în ultimele 20 de minute din uh, ultimul meci pe care l-am jucat. Uh, sunt uh, aspecte pe care le-am discutat, pe care le-am analizat împreună cu băieții, le-am și pus în, în anumite exerciții în antrenament. Ne așteaptă un meci foarte greu, având în fața un adversar dificil arțăgos, un adversar. Uh bun al, camp al campionatului albanez. Sperăm să, să facem un meci cât mai bun și să plecăm acasă cu un rezultat pozitiv. Cred că noi fiecare meci îl pregătim la, la victorie și ar fi extraordinar să plecăm să plecăm cu ea de aici. Meciul Rătură are loc pe stadionul din Bănie joi 28 iulie de la ora 20.30. Dacă se califică universitatea, are evolua cu Zoria Luhansk, locul 4 în Ucraina, în momentul întreruperii sezonului trecut.